Bine ați revenit la mobilisima.ro. Azi ne jucăm un joc pe care ne-ați cerut de multă vreme. Se numește Last Day on Earth. Ne jucăm pe Sony Xperia XZ1 Compact. Știu, nu e chiar formatul ideal de jucat jocul ăsta, care are o grămadă de butoane, dar m-am descurcat de minune și am putut să dau grafica pe ultra, pentru că are un procesor puternic. Am aici o cultură de morcovi, am un personaj cu o mitralieră cu laser și o grămadă de itemuri. Am explorat destul de mult. Aici am o zonă de crafting, dar hai să o luăm cu începutul. Last Day on Earth. Este încă în fază beta. S-a lansat de ceva vreme, cred că are jumătate de an. Îl urmăm pe acest telefon Mititel. Jocul este gratuit în Play Store și App Store și evident că are și niște in-app purchases dacă țineți musai. Le vedeți aici. Ok, avem și cu o cutiuță din când în când. Dacă vă uitați la o reclamă, o primiți. Mai primiți și niște extra ori în inbox. Aici cheltuiți până la 154 de ron, niște boosturi, echipamente, transport, building și best. Jocul este un fel de survival game combinat cu The Sims. Post-apocaliptic, a fost sfârșitul lumii, sunt numai zombie, oameni nervoși cu arme și o grămadă de crafting. Hai să vedem. Asta este zona mea de bază, unde erau o grămadă de copaci și pietre. Le-am spart cu ternocopul, le-am transformat în metal, iar copacii au devenit lemn, așa că nu mai am absolut nimic în jur, dar am această mașină unde găsim lemn, chopper wheel, niște bandaje și multe alte lucruri. Vedeți, am aici și un ciocan, niște sfoară, conserve pentru mâncare, sticle cu apă care sunt vitale, pentru că personajul meu se face sete, plus multe altele, inclusiv această, să vedem ce este, Spike Devastator, o armă cu care pocnim zombie. Aici avem zona unde gătim niște rețete, eu aduc niște fructe sau carne, se transformă în friptură, curcan, ceai și altele de gen. Toate acestea se învață pe măsură ce vă luați. Apropo de învățat, aici găsim blueprints, schițele pentru a construi sau croșeta sau inventa anumite lucruri. Pornim de la o suliță, apoi avem acest târnăcop, o cutie în care ținem obiecte, foc de tabără, rucsac, duș aici, apoi cuptorul în care putem să topim minereuri, să facem metal, radio, apoi haine mai complexe și cam asta ar fi tot. Rucsacul e zona unde ținem noi tot, vedeți ce tactical gear avem pe noi, l-am furat dintr-un avion prăbușit în zonă, asta este arma AK-47 modificat cu scope și aici avem o grămadă de lucruri pe care le-am furat, le-am găsit în ultima misiune. Aici avem woodwork bench, unde putem construi tot felul de scânduri speciale pentru ridicat clădiri. Cred că este momentul să mai depozităm niște chestii aici. Punem sfoara aici. Asta cred că este un lingot de aur. Foarte, foarte valoros. Aici avem niște scrap metal, o roată, niște cauciuc, niște piulițe, mă scuzați. Beef jerky. Este bun la casa omului. Aici avem o țesătură, piece of cloth, pe care o putem transforma în, eu știu, cort, haine și altele de gen, niște lemn, cam puțin lemn și de asemenea niște blană, puteți vâna cerbi și lupi, dar faceți asta apăsând pe butonul de crouch. Merge silențios și îi loviți când le e lumea mai dragă. Butonul de tras, evident, armele voastre sunt perisabile, se pot strica. Aici avem harta și aici avem zona de construcție. Puteți construi ziduri, puteți construi o casă și altele de gen pe viitor. Vedeți, a apărut ceva deasupra personajului meu. Îi este foame, așa că o să-i dăm niște beef jerky. Doar că acum este și sete, îi dăm și niște apă și este gata din nou de luptă. V-am zis, în această zonă nu mai e nimic de făcut decât să vă admirați culturile. Mi s-au făcut morcovii. Punem asta aici, am destui morcovi, nu știu să fac cu atâția morcovi, dar în fine. Îi ținem, sunt bun la casa omului, fac bine la văz. Plantă leguminoasă, o băgăm frumos aici. Ciocanul îl păstrăm, că cine știe, s-a cam umplut această cutie. Și hai să vedem, aici nu se mai face nimic. Când părăsiți zona voastră home, ajungeți pe harta mare. Aici apare un energy meter, care o să vă coste destul de mult când vreți să călătoriți mai departe. Am primit o notificare, Humanitarian Aid Box. Cineva, a bine zis, autoritățile au lăsat o cutie aici. Și voi cheltui 6 unități de energie pentru a alerga până acolo. Dacă mergeam pe jos, dura mai mult, dar așa avem acest energy meter. Aici o să ne întâlnim cu zombie, cerbi, lupi și chiar și alți gameri cu care ne vom împușca. Dacă sunteți împușcați și omorât, vă treziți înapoi la voi în bază, dezbrăcat și cu tot ce aveați în inventory dispărut. Asta am pățit eu și am luat-o la 0. Aia a fost o căprioară, asta a fost un zombie, căprioara a fugit. Unii zombie sunt foarte rapizi, alții scuipă radioactivitate, iar unii lasă în urmă obiecte. Zombie radioactiv.
și e destul de rezistent la pușcăturile mele. Am omorât și căprioara, am făcut haos total, hai să vedem ce luăm de aici. Blană și carne. Suntem foarte atenți în jur, pentru că e plin de zombie, ați văzut pe hartă. Știu, nu este cel mai mare telefon, cel mai mare diagonal pentru a juca jocul ăsta, dar m-ar descurca foarte bine, având în vedere diagonala. În acest container parașutat găsim foarte multe lucruri, le-am luat pe toate, ci cu spray-ul ăsta, spray albastru pentru a vopsi o motocicletă pe viitor. S-a mai dus o căprioară, s-a mai dus un zombie care are în buzunar frânghie și săpun. Wow, au venit toți pe mine. Cred că e cazul să tragem în ei. Uite, așa poți să mori după ce ai strâns un loot foarte bun. Oare nu mai am gloanțe sau? Noroc copacul acela. Mai greu cu țintitul aici. Și-am scăpat. Încă un zombie. Facem curat. Pe măsură ce omorâți lucruri, căprioare, zombie și altele de gen, veți crește nivelul. Sunt la nivelul 7 acum și dacă mai continui să fac kill-uri, o să urc la nivelul 8 sau mai departe. Ce avem aici? Niște plante, le-am băgat în inventory, dar nu mai avem spațiu și pentru semințe. S-a terminat misiunea mea în această hartă, așa că mai bine plec până să apară gamerii reali. Ăsta este Last Day on Earth, vă dați seama, un super joc, chiar dacă este în fază beta, n-am avut niciun bug, nicio problemă, decât că am fost omorât odată și am pierdut absolut tot ce aveam, strânsesem niște itemuri foarte drăguțe. O să-i dăm un 10 din 10 la Mobilissimo, este probabil cel mai tare și original joc jucat de mine în ultima vreme. L-am jucat pe Sony Xperia XZ1 Compact, mi-a plăcut maxim, vi-l recomand cu multă căldură, mi-l aș la review și pare genul pe care să-l joc luni întregi de acum încolo pentru a-mi construi o comunitate frumoasă. Și iată ce rucsac plin avem. Cam atât la noi. Dacă mai vreți episoade cu acest joc, ce reține și poate vă mai prezentăm. La revedere!